Spune acolo despre tineri să fie cumpătați. Știți că e bună cumpătarea în orice? Cumpătare acasă, cumpătare pe stradă, cumpătare cum te îmbraci, cumpătare cum trăiești, cumpătare cum conduci mașina. Întâlnești tineri pocăiți câteodată, fac niște gafe din astea de răsună până la capătul pământului, cu mașinile, cu... Că na, la urma urmei, dai vina exact ca Aron când l-a întrebat Moise, ce ai făcut poporul ăsta? Și a zis, am aruncat aurul în foc și a ieșit vițelul. N-am întâlnit așa tehnologie de performantă până în zilele noastre, așa, să arunci niște aur în foc și să iasă un vițel. Parcă era vinovat vițelul că a ieșit. Când întrebi pe câte unul omule, cum ai putut să faci asta? Păi da, dar mașina asta are atâția cai, dar bine, dar... Cine te-a pus să-i mâi pe toți caii care are mașina și să ajungi peste casa omului să stai în cealaltă casă? Și la auzi că e tânăr pocăit, mai predică și la adunare, de... știu eu de ce. Cumpătare la mâncare. Sunt oameni care nu-s cumpătați la mâncare. Și ce era mai greu, vreau să spun, era, acolo spune Pavel lui Tit, și dă-te pe tine însuți pilda. Aici e greu.